Strigă cineva cu nume. Cal. Dacă e cu mine, se cheamă că e influență. Nu, influența văd. Da, da. Să rămână. Bine ați venit la conferința de presă a Partidului Național Liberal, Organizația Teritorială Giurgiu. Și am plăcerea să vă prezint pe cei doi colegi de-ai mei care vor susține această conferință de presă. Este vorba de doamna Daniela Neagu, șefa Organizației Femeilor Liberale, Organizația Giurgiu, și domnul Gheorghe Ștefan, copreședinte al PNL, Organizația Teritorială Giurgiu. O să o rog gândi pe colega mea, doamna Daniela Neagu, să vă spună câteva cuvinte, după care o să treceți la clientul dumneavoastră, domnul Gheorghe Ștefan, care sigur veți vrea să stați de vorbă mai mult. Doamna Neagu. Ladies first. Ladies first. Vă salut și eu în luna mai, luna florilor și a trilor de privighetoare și lună foarte încărcată cu activități din cadrul organizațiilor femeilor liberale. Organizația de femei a Partidului Național Liberal a lansat la 23 aprilie, Ziua Internațională a Cărții, o campanie numită Dăruiește pur și simplu. Campanie care constă în colectarea de cărți ce vor fi transmise în Republica Moldova și în diaspora. Întreaga lună mai, pe întreg teritoriul țării, vor fi amplasate corturi în care se vor colecta aceste cărți. Apelul lansat de femeile liberale se adresează atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice interesate să participe la această campanie care are ca scop, cum vă spuneam, transmiterea lor tinerilor din Republica Moldova și de diaspora interesați de limba română și de exersarea acestei limbi. La nivelul organizației de femei liberale din Giurgiu, începând cu ziua de mâine, deci zilele de 15, 16 și 17 mai, vor fi amplasate pe teritoriul municipiului nostru două corturi, unul în Parcul Mihai Viteazu, celălalt vis-a-vis de biserica, la intrarea în pietonală vis-a-vis de biserica Buna Vestire. Programul este de la orele 9 la orele 18, cu permanență doamnele femei liberale, care vor primi bunăvoința dumneavoastră a cetățenilor orașului nostru, care au o mini-bibliotecă, care pot să sacrifice una, două, trei sau mai multe cărți în limba română. Precizez acest lucru, că mai sunt situații când te mai dispensezi de o carte în altă limbă și nu avem nevoie de așa ceva. Aceasta este una din acțiunile mari ale lunii mai. O altă activitate pe care vreau să vă aduc la cunoștință este cea din 19 mai, marțea viitoare, activitate de un simpozion prin care vom sărbători cei 140 de ani de istorie liberală. Această acțiune va avea loc la Cafeneaua Artiștilor, începând cu orele 17, și vă adresez rugămintea, dacă puteți, presa, să fiți și dumneavoastră prezenți. Vom avea invitați de la Muzeul de Istorie și doamnele copreședinte de la nivel național. Alături, bineînțeles, de femeile și domnii din Partidul Național Liberal. Și după cum vă spuneam că luna mai este o lună plină de activități,
la sfârșitul acestei luni, mai precis pe 31, când sunt zilele acelea de Rusalii, vom organiza la Comuna Malu o activitate constând în tradiții plășcene privind rusaliile. Tot așa, în colaborare cu Centrul de Cultură de aici, cu Muzeul de Istorie, cu colegele de la Comunele Malu și Vede. Eu cam acestea am să vă informez. Da. Normal, normal. Există, da. Avem și colaborăm foarte bine. Tocmai ca, sigur. Ca cele două corturi, de astea am și pus două, unul vor fi femeile liberale din vechiul partid, iar celălalt, dincolo la Mihai Viteazu, sunt colegele noastre din fostul PD. Ne înțelegem bine, să știți. Cel puțin eu cu copreședintea mea, Marioara Velicu. Corturile cât mai departe. Săbile cât mai puțin ascuțite. Dar ce să strângem de cele două corturi și să punem la comună? Exact. Și la comună ăsta strângem la sediu de la... Eu vroiam să felicit Organizația de Femei Județeană. Fuziunea e perfectă, nu sunt niciun fel de înțelegeri între ele. Și la nivel național, să știți că Organizația de Femei a PNL este, după părerea mea, cea mai activă organizație pe care PNL-ul o are dintre toate celelalte la nivel național. Și apropo de asta, cele două copreședintele Organizației Naționale vor face o vizită în Giurgiu. Acum să trecem la Organizația PNL Giurgiu și la problemele ei. Am să fiu foarte scurt cu un subiect național, de interes național. O să menționez foarte puțin despre faptul că ieri am fost la Parlament la ședința Comisiei de Agricultură și Silvicultură pe tema dezbaterii despre codul silvic. Codul silvic pe care PSD-ul încearcă să-l promoveze nu are nici o măsură de protecție a pădurilor împotriva tăierilor ilegale. Nu înțelegem graba pentru care PSD-ul vrea să promoveze acest nou cod silvic. De altfel, numai de vreme de ieri, premierul Ponta a preferat să retragă proiectul de lege din Parlament și să scoată ordonanță de urgență. Am să menționez doar că interesele PSD-ului le știți cu toții, tata socru Hrebenciuc, 10.000 de hectare, două persoane, o suprafață echivalentă cu cea a județului Giurgiu. O să mă opresc aici și am vrut doar să menționez că pădurile ne sunt indiferente niciunuia dintre noi. Am văzut că dumneavoastră presa giurgiuveană iubiți mediul înconjurător și sunt convins că nici subiectul pădurilor nu vă este indiferent. O să trec acum pe plaiurile giurgiuvene sau de Vlașca. Am văzut că în ultimile conferințe de presă, colegii de la celelalte partide nu prea vorbesc despre activitățile lor proprii, ci au făcut un obicei să vorbească despre activitatea defectuoasă sau inactivitatea pe care consideră ei a celorlalți lideri politici. Și mă refer aici, în primul rând, la domnul doctor Cuc, pentru că am văzut că în ultimile luni de zile subiectul dânsului preferat este Spitalul Județean. Felicitări, e un subiect fierbinte, îl știm, sunt probleme la Spitalul Județean, dar lucrurile acolo au început să se miște. A început să miște plecând de la finanțare, am stabilit cu toții de comun acord că o să facem o evaluare la sfârșitul anului să vedem cum sunt cheltuiți, implementați banii alocați Spitalului Județean. Am spus domnul doctor Cuc că am văzut că deja a devenit specialist în diverse domenii. Însă domnul doctor Cuc, vorbea doamna președintă de cântece de mierlă, eu o să vorbesc de cântecele domnului Cuc. Am avut curiozitatea zilele trecute să vizitez zona liberă Giurgiu, de care domnul Cuculus Cantorus, familia Cuculide, răspunde special.
m-am înspăimântat ce e în zona liberă. Bălării cât casa, câini care te mănâncă dacă ești pe jos sau cu bicicleta și nicio activitate. O zonă liberă care ar fi trebuit, conform programului de guvernare a domnului plagiator șef Ponta, să creeze locuri de muncă. Poate că din cele 1 milion de locuri de muncă, câteva trebuiau să se întâmple și în zona liberă. Eu am vizitat multe zone libere în lumea asta, pentru că am avut la un moment dat o firmă de import și vreau să vă spun că zonă liberă înseamnă să se învârtă macaralele 24 de ore din 24. Zonă liberă înseamnă să vezi tiruri și să simți cum se învârt banii. Ori, iată ce găsești în zona liberă, Giurgiu. Câini? Nu? Poate de aici vine chestia aia că latră câini în Giurgiu. Din zona liberă, Giurgiu. Birouri părăsite, nici o fereastră, nici un om. Paragină și mașina, bineînțeles, a domnului angajat Cuc, da? Păzită de aceiași câini. Asta se întâmplă în zona liberă Giurgiu. Iar pe domnul Cuc îl interesează de fiecare dată subiectul Vasile Mustățea, Consiliul Județean și Spitalul. Domnule Cuc, vă dau un sfat. Uitați-vă în ochii noastre și nu mai vedeți paiele din ochii celorlalți. Aici e o vorba de o bârnă la dumneavoastră. Această zonă liberă pentru care vă luați salariul nu aduce niciun profit giurgiuveanului. Nu există. N-am văzut nicio măsură sustenabilă pentru mediul de afaceri. N-am văzut nimic. Uitați-vă. În engleză se spune ghost city. Clădiri părăsite, populate probabil de fantome din alte vremuri. Și domnul Cuc e interesat doar de domnul doctor Cuc, interesat doar de Spitalul Județean. Păi domnul Cuc, noastră nu aveți căderea nici morală, nici politică, nici profesională, nici măcar să treceți în fața domnului Vasile Mustățe, care, din punctul meu de vedere, cu bunele și cu relele lui, are expertiză politică mult mai mare, e profesionist în buget și în finanțe, eventual apelați la domnul Mustățea să vă facă un plan de afaceri pentru zona liberă. Sunt convins că ar face mai mult decât dumneavoastră. Am văzut ieri un articol în urma conferinței de presă susținută la sediul liliputanului partid PLR. De un om, de un tânăr, la fel de bătrân ca și domnul Cuc. Spun asta pentru că în mentalitate, în atitudine și în comportament, sunt, în ciuda faptului că sunt tineri, sunt bătrâni. Și spunea domnul Toma Petcu de lipsă de leadership la nivelul PNL și de autoritate morală. Păi domnul Toma Petcu, uite că mă fac și actor cu chestia asta, dumneavoastră vorbiți de autoritate morală? Până mai ieri alaltăieri, și despre Vasile Mustăți, până mai ieri alaltăieri ați fost pupila lui Vasile Mustăți. Cariera noastră politică se datorează domnului Vasile Mustăți. Din nefericire n-ați luat nimic bun de la domnul Vasile Mustăți, care, repet, cu bunele și cu relele lui, e un lider politic bun, eu îl apreciez pentru asta și să știți că așa cum poate, în opoziție fiind la nivel național, face eforturi și se descurcă acolo la Consiliul Județean. Dar dumneavoastră vorbiți, domnul Petcu, de moralitate? Cred că ar trebui partidele politice giurgiuvene să pună, sau le recomand ca în conferințele de presă să folosească totuși oameni care au ce să spună profesional, care au un trecut și au confirmat. Nu doar să apari la, în fața presei și să-l critici
pe Mustăți. Subiectul lor preferat, Vasile Mustăți. Lăsați-l în pace pe domnul Mustățea, noi îl criticăm. Organizația PNL, dacă ar fi să-l criticăm. Deocamdată i-am acordat circumstanțele și timpul necesar, așa cum am convenit, un an de zile, să vedem cum se vor mișca lucrurile la Spitalul Județean. Eu cred că cu bugetul pe care îl are Spitalul Județean, la sfârșitul anului o să beneficieze de echipamente mai performante, mai bune și o să și arate altfel. Până una alta, domnule Cuc, vă sfătuiesc să vă ocupați de zona liberă, să creați tinerilor giurgiuveni. În Giurgiu, tinerii n-au nicio șansă. Nu mai vorbesc de oamenii la 50, 40, 50 de ani, dacă rămân șomeri, Doamne ferește, trebuie să spânzure, că n-au unde să lucreze. Ce ați făcut pentru zona liberă Giurgiu? De ce vă luați salariul? Și înțeleg că e un salariu frumușel. Aici poate că ar trebui să critic pe domnul Popazu, că zona liberă e în subordinea primăriei, nu? E în subordinea primăriei, nu e în subordinea mea. Am înțeles. Atunci nu. Pot să fiu în silențiu stampa asupra acestui subiect, că nu pot să mă pronunț. Nu, dar poate giurgiuvenii ar trebui să întrebe totuși conducerea zonei libere sau în primărie, în Consiliul Local, cu ce se ocupă zona asta liberă. Ce măsuri? Da. Deci în zona liberă cântă cucu și se plimbă câini cu covrigi în coadă. Mi-ați dat o idee foarte bună. O să merg astăzi, stau toată ziua prin Giurgiu, că diseară o să merg la un eveniment cultural și o să mă duc să fac poze acolo unde am voie să fac poze și o să le păstrez ca să vedem la sfârșitul anului ce a fost, unde am fost și unde o să fim. Da, mi-ați dat o idee bună, doamnă Rătăru. Mulțumesc frumos! Ne-ați vorbit de miel, ne-ați vorbit de curci și de rândul nici nu ne vorbiți? Pe ce să vă spun despre... Care este situația organizației în momentul de față? Pentru că doamna Raluca Surdu... Mulțumesc! Da, mă întorc la domnul Petcu, care spunea că lipsă de leadership la nivelul organizației județene. Știți cu toții că organizația județeană PNL Giurgiu are doi copreședinți, eu fiind unul dintre cei doi. Avem un comitet județean executiv, avem două birouri permanente județene ale celor două partide care au constituit noul PNL, deci nu există lipsă de leadership. Dacă cumva aveți impresia că în lipsa colegei mele, eu nu pot exercita atribuțiile de președinte și sarcinile pe care le am, cred că vă înșelați. Doamna Raluca Surdu are o problemă pe care cu siguranță că dânsa o va comenta la momentul respectiv în fața noastră. Da, dar problema este persoana devine și problema organizației. Organizația nu are niciun fel de problemă. Organizația e o instituție cu personalitate juridică care nu are niciun fel de problemă. E o problemă personală a unuia dintre lideri. Deci rămâne cu președinte. Numai dânsa poate să spună. Noi avem un regulament, să știți. Și în regulament spune clar că nimeni, atât timp cât nu are o hotărâre judecătorească prin care să demonstreze că a fost acuzat de fapte penale, nu poate fi acuzat. Acum, prezumția de nevinovăție există, nu? Dânsa, din câte știu eu, nu a făcut absolut nimic. Nu putem acuza pe doamna Surdu de vreo ilegalitate de natură penală. Singura dânsei vină e că e soția domnului Surdu. Însă... Mai consultat dânsa în ultimul timp pe probleme legate de activitatea organizației? Sigur. Păi, săptămâna viitoare o să avem o întâlnire cu liderii naționali, cu cei doi copreședinți, cu doamna Gorghiu, cu domnul Blaga, secretarii generali, senatori, deputați, o să facem o întâlnire la Mihăilești. Domnul Ștefan. Vă rog. Dată la conferința pe care a fost cu dumneavoastră data trecută, ați făcut o afirmație, că aia stămi mare vâlbă. Numai una? Una din ele stămi mare vâlbă.
și eu mi-l doresc pe Fărnean Nicolae Primaș. Ei bine, a strânit o grămadă de reacții. Ok. Să continui, nu? Continuați. Vă rog, mulțumesc. Dezvoltați puțin. Deci, dacă mi l-am dorit și eu săptămâna trecută pe domnul Florian Nicolae Primar, să știți că mi-l doresc și săptămâna asta. Și o să mi-l doresc și la anul. Mi-l doresc pentru, sau în numele cetățenilor din județul, din municipiul Giurgiu. Asta nu înseamnă că noi nu avem lideri în PNL care să candideze la primăria municipiului Giurgiu. Unul dintre ei este aici. Eu am spus că îl apreciez pe domnul Florian Nicolae pentru că e un gospodar, are o firmă mare, îl apreciez că prin ceea ce face e un om de dreapta și nu de stânga, un om care creează locuri de muncă și nu ca domnul Cuc care crește câini și bălării în zona liberă, e de apreciat pentru mine. Pentru un popasul de doresc primar? Și pe dânsul mi-l doresc primar. Ce facem cu noi? O să facem un sondaj, bineînțeles, să vedem care va sta cel mai bine. Dar, în primul rând, domnul Florian să vină la noi. Deocamdată știți că e în alt partid, dar... Da, dar negocier, nu? Cu el, dar mi-l doresc. Da, a fost o discuție, așa... Așa, să vă explic... Așa... Da, l-am întrebat dacă o să candideze la primărie la anul și a spus că o să candideze. Rămâne de văzut din partea cui. Dar, repet, avem foarte mulți lideri valoroși care să conducă primăria, Consiliul Județean sau să fie reprezentanți în Parlamentul României din partea PNL-ului. Și domnul Iliescu, care are o experiență absolut de necontestat. Nu? E unul care poate să candideze la primărie. Vedem cine o să-și doresc. Domnul președinte, și acum îi dați exemplu pe domnul Iliescu. Păi stați o clipă, dar înseamnă, am spus, promovarea tinerilor 100% și de cu cei bătrâni ce facem? Le dăm foc? Care au experiență? Trebuie să folosim și experiența celor în vârstă. Eu v-am spus și o să vedeți, dacă o să am vreodată ocazia, mă rog, cât am lucrat la minister, am promovat tineri. Am făcut o instituție de la 5-6 angajați inițial, am avut 300 în ea până la urmă și majoritatea erau tineri. Și 40% femei. Mi-aș dori, chiar și în guvern, eu aș da o lege ca, mă rog, măcar ca ordin de recomandare, ca în instituțiile publice ale statului, cel puțin 40% să fie femei. Femeile sunt mai serioase, se lucrează mai bine, cu ele sunt mai dedicate. La minister aveam ședințe în care jumătate din bărbați totdeauna lipseau sub diverse motive. Niciodată femeile nu lipseau mai mult de una sau două. De ce proporția e? De cele mai multe bărbați se duc la femei. Cum? Ele nu se duc la bărbați. Da. De ce proporția nu e inversă? 60% femei și 40%? Am spus minim. Am spus minim. Da. Vă rog, deci, alte lucruri. Mi-l dorim. Deci, da. Nu am dorit să candidez la primărie și nu doresc să candidez la primărie. Eu sunt un soldat disciplinat. Această discuție care a apărut cu eventuala, despre o eventuală candidatură a mea, nu a pornit de la mine, a pornit de la colegii mei și probabil într-un moment în care era așa o criză de eventuale candidaturi. Vă spun un secret, eu n-am vrut să candidez deja data trecută la pe lista de consilier. Dar a fost o decizie a partidului și cu asta basta. Deci nu-mi doresc să candidez la primărie. Am auzit și eu discuțiile despre domnul Nicolae Florian. Este unul din prietenii mei din tinerețea noastră cea mai profundă și mi-ar plăcea să fie candidatul nostru. Dar, ca să candideze pentru PNL, trebuie să îndeplinească o condiție sine qua non, să fie membru PNL. Știu că până astăzi nu este. Îl aștept. Dacă este membru PNL, în momentul ăla sunt sigur aproape 100% că el va fi candidatul PNL-ului. Dar deocamdată nu este membru PNL. Îl așteptăm să se vorbească. Vedeți că noi cei din PNL
avem puterea să lăudăm sau să vorbim de bine un reprezentant al unui alt partid, dacă este un tip valoros. Da. Ceea ce domnul Petcu nu înțelege, cum de noi putem să lăudăm membrii altor partide. Da. Ia lăudați și pe domnul Bădălău. Imediat. Lăudați. Nu vreau să mai zic ceva, vă rog eu frumos. Deci domnul Bădălău, am spus o dată într-o emisiune, da, și cu asta, că nu este un politician bun. Este un politician foarte bun. E un compliment. Păi, din moment ce duci o organizație la 70%, dacă ai reușit să iei din 54 de primari, 47, mai înseamnă... Mai și cum a reușit acest lucru. Dom'le, asta denotă un talent politic. Înseamnă că are un talent politic. Eu... Deci e ceva nativ, așa. No comment. De vreau să mai aduc eu o lămurire vis-a-vis de precedenta întrebare. Eu am observat, asta așa mai analiz de pe lumea când cochetam și eu cu meseria asta de așa, eu am observat că mult mai interesați de o eventuală candidatura mea sunt cei de la alte partide, adversarii noștri. Constat că le-ar fi foarte comod ca eu să candidez în partea PNL-ului. Și bănuiesc de ce. Consideră că, și las că dacă e nealiniță, îl mâncăm la micul dejun. Asta. Nu le convine, nu le-a convine să fie nici Beianu, nu le convine să fie nici Floricel, pentru că, evident, ei au șanse mult mai mari decât aș avea eu. E adevărat că s-au și comportat în această perioadă ca niște oameni care vor să candideze, vor să aspire la funcții, la alte funcții publice, la alte funcții politice și publice, lucru care, cu toată modestia, vă spun, nu se poate demonstra în cazul meu. Eu m-am comportat ca și cum n-aș dori să candidez la o eventuală demnitate, să obțin o anumită funcție politică. Dar, dacă partidul meu ar fi decis să mă pună pe mine candidat, vă spun sincer că nu mi-aș fi vândut pielea ușor. Sincer, vă spun. Din ce-l cunoașteți pe domnul Nicolae Florian, considerați care calitățile necesare pentru a fi un primar cum decât cu domnul Vatu? Din ce-l cunosc pe domnul Nicolae Florian, sunt convins că ar fi un bun primar PNL. Aici nu e vorba de diferența dintre oameni, e vorba și de diferența dintre doctrine. Și am observat de foarte multă vreme, încă din tinerețea noastră, că Floricel, al nostru, este mai liberal decât vrea el să recunoască. Până acum n-a recunoscut. Dacă va recunoaște că e liberal și să vă înscrie în PNL, voi fi bucuros. Dacă nu, e problema domniei sale. Și dacă nu va fi primar PNL și nu știu, mă mai gândesc. Deocamdată v-am spus părerea mea. Sunt și om de partid în același timp. De ce? De ce? De ce? Păi n-a spus că vreți să lăudăm oare de alte partide? Îl lăudăm, uite și pe domnul Bădălău la lăudat. Da, există aici de fapt pe Nicolae. Exclusivizată pe Nicolae Florian ce viață are în partid. Poate noi nu știm ce viață are în partid. Domnul Gheorghe Ștefan, scuzați, dar la Consiliul Județean pe cine vă doriți? Cine aleg Consiliul? Păi, acum, sigur că eu o să candidez pe lista de consilieri în ideea de a deveni, dacă pot, ales fiind de colegii consilieri, președinte al Consiliului Județean. Dacă nu o să fiu ales, nu o să fiu. Asta e viața, merge înainte. Rămân un simplu consilier și mi-aduc aportul atât cât pot ca și consilier. Apropo de micul dejun, le recomand celor doi colegi mai tineri purtători de cuvinte, doctorul Cuc și domnul Toma, când mai vorbesc despre Consiliul Județean și despre domnul Mustățea, să o facă temeinic și justificat. Politicieni ca ei, apropo de micul dejun, domnul Mustățea îi mănâncă pe pâine la micul dejun. Domnul Ștefan, vorbim despre spital, dacă țin eu bine minte, în ultimii 7 ani a fost sub ordinea unui Consiliu Județean condus de PNL. Și
Acum vorbim că vom face evaluare la sfârșitul acestui an. Pentru că avem un buget. Un buget substanțial, zic eu, anul ăsta. Pentru investiții, pentru achiziții, pentru echipamente, pentru dotări. Până acum era un buget de subzistență. A fost buget de subzistență. Și guvernul Ponta are un merit aici, că a dat un buget de la asta. Da, dar cel care este administrator și trebuie să administreze banii ăștia și să implementeze în spital este Consiliul Județean, prin Consiliul Județean. De asta am spus la iarnă, în prima conferință din ianuarie, o să avem motive să-l criticăm sau să-l laudăm pe domnul Mustățea vis-a-vis de modul în care a cheltuit banii. Este adevărat. Ce înțelegeți prin putere? Adică de la PSD? Da, dar eu cred că și cei care sunt în Consiliul de Administrație, indiferent de la ce partid sunt, sunt oameni bine intenționați, vor ca spitalul ăsta să facă. Păi că i-a dat banii, că l-a finanțat. Da, așa este, a fost, dar nu știu de ce nu s-a pus atunci problema spitalului județean să se... Nu s-a pus problema acredității, dar anul acesta spitalul trebuie acreditat, așa că explicația e simplă. Vedeți? Știți mai bine. Mulțumesc, doamnă. Păi am fost certat cu el? M-a auzit cineva că m-am certat cu el? Dume! Din momentul în care n-am mai fost copreședinte, sigur, dânsul s-a supărat un pic pe mine când am declarat că o să candidez la Consiliul Județean. La modul cel mai sincer, n-am avut nicio discuție cu dânsul, nici telefonică, nici privat, nici în niciun fel, din momentul în care am declarat că o să candidez la Consiliul Județean. Vreau să fac un compliment. Doamne, de la ultima conferință cu Lucian Iliescu aici, când tuna și fulgera, asta e cea mai tare conferință a PNL-ului. Felicitări, pe bun. Avem 7 subiecte. Așa, da. Sunt generator de... Domnule, nu vreți să comentați ce s-a întâmplat? Nu toată presia, mulțumesc. Fenomenul care a, da, am participat luni la ședința de Comisiei de Unificare a noului PNL, unde sunt reprezentanți din fostul PDL și fostul PNL. Sigur, domnul Atanasiu m-a recunoscut parțial anumite fraze din înregistrarea respectivă și a cerut scuze față de noi. Fără să ține de Da, fără să țină de nas, că nu era răcit. Probabil că o să-și ceară scuze și săptămâna viitoare, sâmbăta viitoare, când o să avem Convenția Națională la Pitești. E un eveniment neplăcut, dar asta e. Tocmai de asta costăm autoritatea politică a PNL-ului, că știu să depășească astfel de mod. Da. A plătit și plătește prin faptul, așa cum a zis domnul copreședinte Blaga, că e pus în situația să dea explicații la ceea ce a comentat. Dar partidul merge mai departe, suntem ok, avem și leadership și la Giurgiu, nu avem probleme nici cu moralitatea. Da. Pozele astea să-i le dați domnului Cuc. La modul cel mai serios, zona asta te apucă groaza, e înfiorător. Nici o... Păi mai stați mă și voi jos un minut să luăm și noi care. Cuculus cantorus. Tia cuculi de specia cuculus cantorus. Și pupăza e upupi de familie, specia... Pupăza cine? Pupăz. Care în limba turcă înseamnă popă creștină. Da.
Să vă dau să puneți o poză cu câini. Deci cine dracu sunt eu să fac politică la Giurgiu? Liberal o să reușească să conducă Partidul Național Liberal. De ce spun acest lucru? Pentru că observați și dumneavoastră, ca și mine, Partidul Democrat Liberal, inclusiv la Giurgiu, este mai activ și, mă rog, mai implicat politic în acest moment decât Partidul Național Liberal. Sper ca acest lucru de dragul, nu neapărat al, să spunem, liberalilor, ci a unei normalități și a unei competiții, să fie remediat cât mai curând printr-o soluție pe care PNL-ul trebuie să o găsească la nivel național. Pe plan local, colaborarea noastră în cadrul alianței cu colegii de la PSD, UNEPR și PC, deocamdată spun și PC până în momentul în care vom fuziona, avem o colaborare normală, avem fiecare, să spunem, bine stabilit ceea ce avem de făcut pentru 2016. Suntem și noi la PLR în plin proces de reorganizare atât în județ, dar și în municipiu. Mă bucură că am reușit pe parcursul unei luni de zile să atragem spre noi aproximativ 100 de membri noi din municipiul Giurgiu, oameni care au fost prezenți în această sală ca și dumneavoastră, s-au prezentat, deci nu doar hârtii pe care le avizăm și le aprobăm, fiecare om care a dorit și dorește să intre în cadrul Partidului Liberal Reformator se va prezenta pentru început